Hargrove din nou pentru Craiova. Autocularul de pătrundere oferit în fața lui Baciu, aruncă din căciulă, din o mingea se plimbă pe inel și intră. Darius Hargrove reușește să înscrie pentru roșialbaștri. Baciu ratează de la semidistanță. Baciu închis bine pe tușă, iar Craiova reușește să înscrie pe tranziție ofensivă. Fraseniuc, Hargrove urmărit atent de Cam Long, a strâns și Baciu acolo. Decizia lituanianului din 0 grade și este 34-29. Baciu cu mâna sus în fața lui Hargrove, cu o dominație clară a lui Cătălin Baciu în lupta de sub panouri, 11 puncte, 7. Hargrove cu o acțiune care ne amintește de exploziile sale de altă dată, pe finalul acestei prime reprize. Se apropie de 10 puncte. Acum atinge într-adevăr acest prag Darius Hargrove. Aleșevic depășit însă la fel de ușor la celălalt panou de Hargrove. Momentul în care i s-a permis lui Baciu să arunce de afară, a intrat ușor mingea la extremă de forță a Stelei. Cam Long îl cheamă sus la blocaj pe Baciu, a încercat o combinație pe spațiu scurt cu... Steaua se instalează din ce în ce mai confortabil la conducerea acestei partide. 5, antrenorul sârb aflat pe banca Craiovei, dat împotriva Craiovei la acea intervenție a lui Will Paul. Ce pas are aici Hargrove, Jamar Abrams. A sesizat foarte bine. Fentă urmată de o aruncare foarte bună, 62-49. Abrams, o explozie. Evoluție solidă la revenirea în Liga Națională pentru Darius Hargrove.